Asociația Filantropia Severin a organizat joia aceasta o conferință de presă cu ocazia încheierii proiectului Ferestre deschise spre comunitate. Evenimentul a avut loc în sala Mitropolit Nestor Vornicescu a Centrului Eparhial din Drobeta, Turnu Severin. În cadrul întâlnirii au fost prezentate rezultatele deosebite obținute în cele 13 luni de activitate. Avem conferința de închidere a proiectului Ferestre deschise spre comunitate, care va continua prin unitatea protejată și prin site-ul specializat, dar și prin biblioteca online pentru aceste persoane, și sperăm ca toate aceste activități cu timpul să se dezvolte și să fie susținute de Asociația Filantropia Severin, care este aplicantul pe acest proiect și organizația non-guvernamentală care a depus eforturi pentru implementarea și pentru sustenabilitatea acestui proiect. În cadrul acestui proiect am avut și o componentă de voluntariat la distanță, în cadrul căreia un grup de tineri inimoși au creat propriile lor cărți pentru persoanele cu deficiențe de vedere, un lucru extraordinar. Nu ezitați să vizitați site-ul nostru, acolo veți găsi în detaliu toate informațiile legate de timpul trecut, de când proiectul a început și până la momentul la care el se încheie. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Asociația Nevăzătorilor din România în perioada 1 mai 2014-30 iunie 2015. Proiectul Ferestre deschise spre comunitate, nădăjduim că a schimbat viața comunității de nevăzători din Turnul Severin, dar nu numai. Au fost câteva obiective deosebit de importante, în special creșterea accesibilizării mediului informațional pentru persoanele cu deficiență de vedere, adică să-i ajute pe acești oameni, pe aceste persoane, să interacționeze mai ușor cu societatea, să citească mai ușor, să găsească informații care să-i ajute, atât religioase, în special religioase, dar și culturale. Acest obiectiv a fost realizat în special prin realizarea unei biblioteci asistive, cât și prin înființarea unui site, în cadrul căreia se va regăsi o bibliotecă virtuală. Este vorba de site-ul www.fedesc.ro. Să mulțumim Episcopiei Strehai și Severinului pentru derularea acestui proiect și nădăjduim speranța ca acest proiect să fie o rampă de lansare, într-adevăr o cunoaștere prin intermediul acestei ferestre deschise, atât de către comunitate, să cunoască comunitatea nevăzătorilor, care nu este o comunitate ermetică închisă, ci este deschisă spre a-și împărtăși greutățile cu care ne confruntăm, numai ca de partea cealaltă a ferestrei să găsim mâna care ne va fi întinsă spre ajutor, nu numai de către episcopie, ci și de autoritățile locale și autoritățile statului. Totodată, în urmă cu câteva luni, a fost înființată prima unitate protejată din județul Mehedinți, în cadrul căreia au fost angajate două persoane cu deficiențe de vedere. Eu personal aș dori să mulțumesc Episcopiei pentru că, stând și calculând așa și gândind și în urmă, cred că dânși au fost singurii care au avut curajul să se implice într-un asemenea proiect. Pentru că majoritatea, vă dați seama, birocrația, deci se lovește de multe probleme până la a duce la final un asemenea proiect. Și chiar doresc să mulțumesc tuturor celor care au avut curaj și au avut încredere în persoanele cu deficiențe de vedere. Cât de important este pentru dumneavoastră că, iată, beneficiați de sprijinul bisericii pentru a avea un loc de muncă? Păi, bineînțeles, este important prima dată financiar și pentru completarea vechimei, cum a spus părintele nostru Trăilescu George Radu, și bineînțeles, având o activitate, mai ieșim din casă, deci se completează timpul liber chiar foarte, foarte bine. Un alt produs al proiectului Ferestre deschise spre comunitate este ghidul de participare activă la viața socială a persoanelor cu deficiențe de vedere, în format braille și audio, distribuit în 500 de exemplare beneficiarilor din țară.